urmează să fac, fac pentru voi, așa că apăsați butonul ăla de subscribe. Hei, salut, Naru aici! Da, reîncepem seria cu CADA, unde punem chestii în cadă și facem chestii mișto. După cum ați văzut și în titlu, astăzi o să punem cafea. Am luat aici un kilogram de cafea. Deci sunt tare astea, știți că rămis, o să fac o casă din ele. Am umplut cada pe jumătate cu apă fierbinte ca să iasă cafeaua bună, să fie un gust de la mua, nemaipomenit. Și bineînțeles, o să mă bag în ea. O să țin tricoul ăsta negru pe mine ca să nu murdăresc un alb, dar trebuie să schimb pantalonii. Știu că nu-i vedeți, dar fiți atenți aici. I-am luat pantalonii de piscină, aca experimente în casă în cadă. Păi ce să mai nu, mergem acolo, o umplem și cealaltă jumătate de cadă, turnăm cafeaua și vedem ce iese. Dacă la clipul ăsta facem 20.000 de like-uri, știu că sunt multe, dar eu cred că putem să facem 20.000 de like-uri, o să umplu cada cu ceva ce spuneți voi în comentarii și are cele mai multe like-uri. De exemplu, puteți să puneți mămăligă, puteți să puneți usturoi, ce vreți voi, dar trebuie să strângem 20.000 de like-uri și să comentați mai jos cu ce vreți să umplu cada. Cine are cele mai multe like-uri la comentarii, cu asta o să umplu cada data viitoare. Wow! Am pus apa ca fierbinte, nu e ok. Dar cafeaua așa trebuie, nu să fiarbă, să se facă fierbinte. Cred că am uitat-o puțin. Soare, Navinia! Mersi mult. Bun. Wow, a făcut presiune. Am scăpat puțină. Deci mama m-a învățat așa. Când am o cafea bună, eu nu beau cafea de obicei. De fapt, niciodată, cred că am băut cafea toată viața. Se pune doar o linguriță de cafea. Nu pare destulă. Cred că mai trebuie una. Tot nu-i destul, nu? Știți chestia aia? Deci fiți atenți ce mișto se face. Opa! Da, zici, zici că e piper. Hai să începem să turnăm mai multă! Mai multă! Toată cafeaua trebuie turnată aici. What? Uitați-vă cum arată. Mama, e mult mai întunecat pe părerea aceea decât se vede prin cameră. E toată, vezi că mine, s-a făcut mără. Bun, mamă, deci uitați-vă cum e. E neagră! Ce mod mai bun de amestecat e decât ăsta? Deci noi trebuie să amestecăm acum. Luăm lingurița frumos și amestecăm, dar nu merge cam mult aici. Trebuie să ne agităm. Hai că merge treaba. Să o gustăm. Luăm puțin cu lingurița că frige. Ia să vedem. Cam apoasă. Simt că nu s-a topit destul cafeaua. Cred că ar mai trebui să punem măcar o linguriță. Să o luăm, o desfacem frumos. Iese presiunea din ea. Curge. Uite-o că curge. Pot să pun și pe mine, peste tot. Nu contează. E cafea. E cafea. Fraților, eu fac asta ca să nu faceți acasă, nu uitați, dacă strângem 20.000 de like-uri, o să umplu cada cu ce vreți voi, ceva ce e foarte popular în comentarii. What? Așa că spuneți în comentarii cu ce vreți să mai umplu cada. Stați că mi intră în ochi. Aaaa, frige! Aaaa, să mă arăt pe picioare peste tot, nu vreți să vedeți, dar că vedeți deja. Zici că e nămol, zici că-s la mare, dar are un miros așa puternic de cafea, cred că o să moară toți vecinii de mirosul ăsta, o să zic, bă, ce-au făcut ăsta? Noi facem acum cea mai mare cafea din lume. Frige, n-am loc în cadă. Mă simt, aurea, îmi lași pe jos, nu-i bine. Hai, acum că am amestecat-o destul, să o gustăm din nou, să vedem cum este. Luăm o linguriță frumos. Mai bună, dar parcă tot îi lipsește ceva. Cred că ar fi bine să punem niște zahăr. O linguriță. Amestecăm bine. Și acum să vedem ce gust are. Cred că trebuie puțin mai mult dată. Ajunge că să mai folosim în casă, cafeaua eu nu beau niciodată. Aaa, că se simte la fund, zici că merg așa cum sipi așa. Nu știu că să vă explic senzația asta. Deci în altfel de tot trebuie să amestecăm zahărul acum bine. Arată ciudat? Răspunsul este da. Unii oameni moaie biscuitele în cafea. Ei bine, eu duc la următorul nivel, mă moi pe mine. Cafea. Dacă dai chiar acum like, eu mă bag cu capul. Wow, ai dat? Ce rapid ai fost! Oribil, nu vreau să-mi intre în ochi. Mă întreb dacă stau o oră, dacă ajung să fiu și eu maro ceva. De-ai vrut să fiu puțin mai bronzat, asta e un nou mod de a vă bronza dacă vreți. Oh, dar e foarte amară. Mamă, știi ce ar merge? Niște lapte. Oh, lapte! Ah, ce bun e cafea cu lapte. Lăsați-o un gust așa de amar.
Gata, da, îl păstrăm pentru cereale. Wow, ce culoare mișto s-a făcut. Dacă să vezi că mai bine acum, cafea cu lapte. N-am încercat niciodată pe pielea mea. M-am unicat puțin, mamă, ce-am făcut aici pe pereți și nu vreau să știu ce-am făcut pe jos, că după eu va trebui să curăț. Hai să trecem la partea clasică, unde fac eu jumpuș lucruri. Dar nu știu unde să pun camera, cred că nu mai facem jumpuș lucruri, ne aruncăm de aici. Ne aruncăm de la etaj, ca să facem din nou de rând, că ne place, ne place. Ah, am cafea și păr, după chiar trebuie să fac o baie. Sper să nu rămână cada maro sau mai rău. Să rămân eu, mă rog. Vreau să fac din nou, să încep seria cu cada, unde umplu cu diverse nevoi, vă distrați, uitându-vă la mine cum mă fac în tot felul de prostii. Așa că haideți să strângem like-urile alea ca să mai facem încă o cadă. Stai, oprim aici puțin video ca să facem puțină reclamă la canalul de gaming. Fac un giveaway acolo cu un Brawl Pass pentru cei care joacă Brawl Stars. Mergeți pe Instagram meu la ultima poză și o să vedeți toate detaliile. Puteți să câștigați un Brawl Pass. Aș încerca să beau pe toată, dar chiar nu-mi place cafeaua, așa cum am fost și eu în ea, vă dați seama ce gustare. Soare, lumini. Acum o să stăm o oră întreagă ca să ne bronzăm. Cine are nevoie de solar când ai cafea? Ce urmează să fac, fac pentru voi, așa că apăsați butonul ăla de subscribe. Telefonul meu. Mamă, și pe jos, ce? Cred că va trebui să curăț după. Eu zic totuși să mai facem o bombă. De data asta mult mai reușită și încheiem video aici. Nu te duce în dormitor. Telefonul meu s-a umplut de cafea. Am auzit că ajută la ten, vedeți? Vă face tenul să pară care pe istrui. A venit o muscă, cred că a simțit mirosul de cafea. Bun, eu o să mai rămân aici puțin, pentru că n-am ce face cu viața. Dar nu uita să te abonezi dacă ți-a plăcut acest clip și hai că facem și săptămâna viitoare una. Am aici o bulă. Știi că era țică. Eu sunt Lemnaru, voi sunteți cei mai tari. Și v-am împart. Gata. Tăiați. Întrebarea întrebătoare. Oare se înfunde cada când dau drumul la scurgere? Cred că o să aflăm.